Bine v-am găsit! Astăzi vom porni la drum în Biblioteca Județeană Astra Sibiu. Vom afla cum obținem permisul de utilizator și care sunt colecțiile și serviciile pe care le putem accesa în această perioadă. Bună ziua! Bună ziua! Aș dori să știu care sunt actele de care aș avea nevoie pentru a obține un permis de utilizator la Biblioteca Județeană Astra Sibiu. Pentru a vă înscrie, aveți nevoie de buletin și de 15 lei. În câteva minute puteți obține permisul de acces emis de bibliotecă, iar cu acesta veți putea beneficia de toate serviciile instituției noastre. Bine ați venit la compartimentul pentru copii și tineret din cadrul Bibliotecii Județene Astra. Trebuie să menționez că în acest palat al cărților, cum îmi place mie să spun, există 47.000 de cărți puse la dispoziția cititorilor noștri. Cărțile sunt toate puse la acces liber, cărțile sunt așezate în ordine alfabetică și pe domenii. Avem de la literatura autorilor români, literatura autorilor străini, apoi domenica, matematică, fizică, astronomie, biologie și tot ceea ce implică o dezvoltare continuă a educației. Avem în cadrul compartimentului literatură în limba franceză, maghiară, engleză, germană, chiar și rusă și chineză. Trebuie să remarc faptul că în această perioadă destul de dificilă, în cadrul compartimentului nu au mai avut loc activitățile obișnuite de ani de zile, dar încercăm să ne apropiem de cititorii noștri prin intermediul poveștilor citite atât de mine cât și de colega mea. Prin intermediul activităților din această perioadă încercăm să ne apropiem de cititorii mici, dar nu numai, ci și de adolescenți. Am încercat să aducem aproape de ei poezia, proza autorilor cunoscuți sau mai puțin cunoscuți. De-a lungul timpului, în cadrul compartimentului pentru copii s-au desfășurat o sumedenie de activități, de la ateliere de actorie, de creație literară, ateliere artistice, unde s-au efectuat tot soiul de modele, aș putea spune, în încercarea de a-i atrage spre bibliotecă. Biblioteca Județeană Astra Sibiu este o instituție publică de cultură de tip enciclopedic pusă în slujba comunității. Compartimentul de împrumut carte pentru adulți are un fond bogat de documente din toate domeniile cunoașterii, destinat utilizatorilor cu vârsta peste 14 ani și pune la dispoziție o bogată colecție de carte, aproximativ 230.000 de unități de bibliotecă. Colecția cuprinde documente tipărite, documente audiovizuale și cărți electronice. Fondul de carte al compartimentului este împărțit pe următoarele niveluri. Depozitul de carte se află la etajele 2 și 3. Aici sunt însumate aproximativ 180.000 de cărți care pot fi consultate prin accesarea catalogului electronic și completarea unei comenzi la biroul de împrumut.
În regim de acces liber la raft, la etajul 4, se află un fond de circa 55.000 de unități de bibliotecă. Aici regăsim beletristică românească și străină și o multitudine de cărți din diverse domenii ale cunoașterii. La etajul 5 se află o spațioasă sală de lectură, utilizatorii având la dispoziție 65 de locuri de studiu, dar și un fond de carte de circa 16.000 de volume care pot fi studiate doar la sala de lectură. În sprijinul utilizatorilor, compartimentul împrumut carte pentru adulți oferă următoarele servicii. Emitere permis de acces pentru public, împrumut de documente tipărite la domiciliu sau în sălile de lectură, scanare documente din patrimoniul instituției, consultarea bazei de date a bibliotecii, închirieri cabinete individuale de studiu, rezervare titluri la cerere, împrumut interbibliotecar de documente, dar și acces la programe culturale, evenimente, expoziții și activități educative. Ne aflăm în secția de împrumut pentru adulți, în corpul A, deci corpul vechi, tradițional al Bibliotecii Astra, secție care deține un volum de carte aproximativ de 200.000 de unități de bibliotecă, 200.000 de cărți. Cărți începând de la sfârșitul secolului XIX, până în anul 1978-80, secolul trecut. Secția de împrumut pentru adulți are în componență un fond de carte de referință pentru cititori care cuprinde toate domeniile de activitate, se află în spatele meu, monografiile județului Sibiu, totodată un fond de carte Mircea Ivănescu, obținut prin donație, la fel fondul Emanuel Gold și fondul Mircea Braga. Împrumutul de carte se face din cele trei depozite ale noastre, care cuprind cartea, cum am spus, pe toată perioada respectivă, însă noi avem un fond de carte foarte valoros. Este vorba de fondul de carte interbelic, când Biblioteca Astra a deținut drept de depozit legal, astfel încât orice exemplar de pe teritoriul României Mari, orice tipăritură, a fost achiziționat de bibliotecă în perioada respectivă. Având drept de depozit legal, exemplarele care există la noi în fondul acesta sunt de multe ori unicate chiar și pe întregul țării. Puține biblioteci au avut și au în fondul lor aceste exemplare. Thank you.
Compartimentul editură, tipografie și legătorie al bibliotecii dispune întâi de toate de o echipă profesionistă și cu multă experiență și apoi de o tehnologie de ultimă generație. Oferim servicii de imprimare digitală, oferim servicii complete de imprimare și finisare și suntem deschiși tuturor celor interesați. În momentul în care se încheie procesul de tipărire al cărții, aceasta vine în departamentul legătorie, unde se pregătește blocul de carte, se taie, se pregătește coperta. Coperta câteodată o înfoliem. După aceea mergem la mașina de broșat de acolo și la sfârșit este rotunjită ca să arate o carte nouă, frumoasă. Cam așa arată o carte ieșită din mâinile noastre. Avem o altă activitate, repararea cărților bibliotecii, care vin în diferite grade de uzură la noi. Mai rupte, mai puțin rupte. La cărțile care le putem salva coperta, o salvăm. Dacă nu, o aplicăm peste un carton ca să poată fi refolosite. Editura Armanis, fondată la Biblioteca Județeană Astra Sibiu, a fost înregistrată încă din august 2011. Încă de atunci ne-am propus să construim o strategie de dezvoltare editorială care să corespundă standardelor naționale și internaționale. Portofoliul de publicație cuprinde lucrări din domeniile socio-umane, în special istoria. La noi au ieșit volume ale unor cercetători recunoscuți, cărți, antologii de poezie, biografii, monografii, albume de artă. Suntem la compartimentul arte, unde avem acces la documente imprimate, documente video și audio, toate constituind o sursă de inspirație pentru pasionații și consumatorii de cultură. Colecția compartimentului arte acoperă domeniile arhitectură, muzică, teatru, cinematografie, artă fotografică, pictură, sculptură și artă vestimentară. Remarcăm aici fondul de carte donat de artiștii Lia și Dan Perjovski și fondul Alexandru Lungu, dar și colecțiile de partituri, viniluri, diafilme, diapozitive, cărți audio și CD-uri. Avem o impresionantă colecție de filme, concerte și documentare disponibile pe DVD-uri. Toate acestea pot fi împrumutate la domiciliu sau consultate la sala de lectură. De asemenea, există documente în format digital care se găsesc și în Cloud Library.
având în vedere actualul context epidemiologic, în această perioadă interacțiunea publicului cu serviciile bibliotecii este restricționată. Pentru a nu se crea situații de aglomerare a spațiilor destinate serviciilor cu publicul, recomandăm utilizatorilor să acceseze serviciile online și resursele culturale digitale ale bibliotecii.